Bărbatul din aceste imagini a făcut ca imnul României să triumfe la multe competiții internaționale. A fost de nenumărate ori campion național. A practicat karate. Viața sportivă i-a adus multe satisfacții inimaginabile, dar și frustrări multe. A lăsat viața sportivă pentru una infracțională. Cum e la închisoare? Este, să zic, destul de greu. Fiind departe de familie, prieteni, anturajul care l-avea afară, lucrurile pe care le făceai afară. Ești rupt de lumea în care tu ai trăit. La ce vârstă ai ajuns pentru prima dată la închisoare? La 20 de ani. Ce s-a întâmplat atunci? Fiind un timp mai sportiv, aveam un anturaj de prieteni, ne băteam, am avut fel de fel de altercații, după care am avut o mică contră cu decanul meu de facultate, pe care l-am lovit. Și din cauza aia am ajuns la pușcărie. Ce condamnare ai avut atunci? 4 ani. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Un pic șocant. Știam așa de pe la televizor, știam de la unii prieteni care au mai făcut. Șocat. Am văzut de fapt cum e să fii rupt de lumea în care tu trăiai. Dar ce s-a întâmplat la facultate? De ce ai sărit să-ți bați decanul? Nu. Eu avusesem o problemă cu fiul lui, dânsul a intervenit, mi-a pus mâna în gât, iar eu l-a lovit. Dânsul, decan de drept, doctor honoris cum lauda, având foarte multe relații, bineînțeles, m-a arestat. La ce facultate erai? La 1 decembrie. Nu, ce specializare? Sport. Și cum a fost când ai trecut atunci de poarta închisorii? La început n-am realizat așa de mult. Era o lume nouă, eram și puțin curios, vreau să văd cum îi, până te adaptezi. După care m-a lovit realitatea. Am văzut cum este închisoarea, cum este să fii închis. Mediu, condiții, mâncare, prieteni, plus cum e să ai restricții. Nu e ca afară, faci ce vrei, te duci, vii, intri când vrei. Ești închis, ai program, mâncare, somn, chestii. Toate activitățile pe care le ai într-un mediu închis. Ce fel de om erai tu afară? Cum te-ai descrie? Erai violent? Sărai repede la bătaie? Te enervai repede? Nu, fiind un tip sportiv, știam să mă controlez, am avut autocontrol, doar că atunci când s-a întâmplat fapta, a fost o chestie de impuls, de moment. Mi-a băgat mâna în gât, s-a luat de mine și l-am lovit înapoi, din instinct mai mult, ca să mă apăr. Cu ce sport ai cochetat? Și în continuare, eu sunt antrenor de taekwondo și kickboxing, având sală afară de antrenament și cu asta mă ocupam. Momentan sunt arestat pentru droguri, deoarece sistemul la noi în sine nu m-a ajutat cu nimic. Eu, chiar dacă am fost pe cel mai înalte trepte ale podiumului, mi-a cântat imnul României de atâtea ori, pe mine sportul nu m-a ajutat, ministrul sportului, sau să zic așa, nu m-a ajutat cu nimic. Deși am câștigat nenumeroase premii, atât în țară cât și în afară, și nu m-a ajutat cu nimic. Nici bani, nici ajutor, nici nimic. Iar atunci va trebui să fac alte lucruri ca să pot să mă întrețin, să am bani, să mă îmbrac, să mănânc, să trăiesc. Mi-am întemeiat o familie. După ce mi-am întemeiat o familie, bineînțeles, a venit și un copil. Copilul nu știe dacă ai sau nu ai bani. Eu am încercat din răsputeri ca să lucru legal, să zic așa. Legal. Și n-am reușit din cauza că unii se uitau, ești tatuat, arăți nu știu cum, ai un cazier cu bătăi, deși nu am avut cu, nu știu, alte chestii, violuri, târhării, ca să fii luat în ochi răi. Și nu prea te angaja nimeni. Și atunci a trebuit să fac alte chestii ilegale. Pe lângă faptul că eu mai munceam. Am încercat și să muncesc ca șofer, că am carnetul de șofer. Și am încercat să fac și alt bănuț pe lângă ca să pot să îmi întrețin familia. Trebuie să plătești chirie, mâncare,
venind și copilul, copilul are nevoi. Trebuie lapte, trebuie pampers, trebuie alte chestii. Și atunci am ales o variantă mai ușoară. Am vândut droguri pe ascuns, că știam ce și cum, până la urmă. Știți cum este în lumea asta. Sunt băieți buni și băieți răi. Și băieții buni care au făcut, cum zicem noi, între noi, sifoneală. Și atunci am fost luat în ochi. Dar cum ai ales tu să intri în lumea asta a drogurilor? Ai și consumat? Am consumat la diferite petreceri, așa doar de prima dată de curiozitate, să văd și eu cum e. După aia aveam când și când anturaj în care se consuma și de plăcere, dar nu am abuzat niciodată fiind un tip sportiv. Doar ocazional. După care, fiind tot timpul într-un anturaj cu influență, cu bani, era un lucru care se vindea ușor și repede. Ai făcut mulți bani, așa? Depinde ce înțelegem asta prin mulți bani. Am făcut cât să duc o viață decentă și cât să da, să-mi dau un boost în care să pot să pornesc. De exemplu, mi-am cumpărat un apartament unde l-am plătit prima dată prin rată, când am făcut la bancă. Bineînțeles că n-am făcut sute de mii ca să-ți iei un apartament. A făcut câteva mii, zeci de mii. Iar după aceea s-au dus. Pentru că ulterior plătești avocați, plătești mâncare, una alta, ce mai ai tu nevoie. Ce perioadă ai vândut droguri până ai fost prins? Am avut o perioadă de circa aproape 4 ani de zile. Nu ți-a fost frică niciodată? Ba da. S-ar putea să fii descoperit? Ba da, tot timpul mi-a fost frică, tot timpul eram în gardă, tot timpul eram cu frica că vine, mă ia. Dar încercam să-mi ascund chestia asta sau să mă calmez, trecând de la o zi la alta sau de la lună la lună, văzând că nu sunt luat. Nu te-ai gândit niciodată să renunți? Am și renunțat, am avut o perioadă care am renunțat, încercând să-mi caut alte chestii, deschizându-mi sala, eu fiind antrenor, deschizându-mi sala, am încercat să fac bani doar de acolo. Nu a mers, deoarece, cum v-am zis, la noi sportul este foarte slab plătit. Am avut o perioadă în care mi-a mers bine, ok, la început, știți, e ceva nou, vine lume, e curioasă, după care se stinge flama și nu mai mers. Și au intervenit cheltuielile, gaz, curent, copil, una alta, și atunci a trebuit să mă reapuc. După cum l-ați auzit, avea puțin peste 20 de ani când a venit pentru prima dată la pușcărie. Vorbește cu detașarea specifică locului despre ceea ce a făcut. Își îmbracă viața în culorile potrivite. Are un discurs care te prinde imediat. Viața lui este precum o carte de aventuri. Și atunci când m-am reapucat, atunci a fost declinul meu. În perioada mai ales de pandemie. Pentru că atunci nu mai aveam copii la sală, nu te angaja nimeni, nu aveam nici suport din partea părinților, fiind dintr-o familie modestă. Taică meu nu lucra, este la șomer, maică mea lucra pe un salar foarte slab și atunci nu putea nici ea să mă ajute. Și atunci a trebuit să mă reapuc. Soția ta a știut cu ce te ocupi? La început nu. După ce a aflat, n-a fost de acord. Am încercat eu să o conving într-un fel, pentru că nu am ce face. Trebuie să fac ceva pe lângă, ca toată lumea, că toată lumea face ceva pe lângă, doar dacă-s prins sau nu, asta ține de ei. Bineînțeles, ea n-a fost de acord niciodată, mai ales după ce am avut copilul, știa că sunt riscuri, riscuri mari. Chiar povesteam că și zicea că pot să fiu luat de lângă ei. Și eu știam, eram conștient de lucrul ăsta, dar am zis că nu am ce face deocamdată, mai ales pe pandemie, nu am avut ce face, deoarece nu aveam cu ce ne întreține. Ne mai susțineau și părinții ei și maică-mea, dar tot nu ți ajungea. Mai ales pentru că la început rata la apartament era foarte mare. Adică am început într-o
de la 800 de lei și am ajuns la 1200 să dăm la rată, crescând roborul, una alta. Păi, bineînțeles, aveai tu nevoie de mâncare, de haine, de... Și mai ales cele mai multe cheltuieli având cu copilul, că el nu știe că este, nu este, el trebuia să aibă schimburi, lapte, hainuțe, una alta. Ce ți-a spus în momentul în care ai fost arestat? Cine? Soția. Soția? Ce să zică? Na. A fost supărată, nu mi-a zis nimic atunci. După ce a venit la mine la arest, atunci am început să avem discuțiile. Vezi, una alta. Am zis, într-un fel sau altul, eu mi-am asumat ce am făcut, doar că nu mă așteptam să îmi dea o pedeapsă mare. Ținând cont la ce am făcut eu. Pentru că nu mă uit în grădina nimănui, dar când te uiți la alții și vând sute sau zeci de chile și au pedepse modice, adică 3-4 ani maxim, mie nici măcar nu mi-au găsit droguri în alta, doar din simple declarații ale niște oameni care erau puși să dea. Acei oameni, pe unii nici nu-i cunoșteam. Ce premii ai adus tu pentru România? De la locul 1, 2, 3 până la campionate internaționale, cupe internaționale, calificări la europene, chestii de genul. Cum a fost viața de sportiv? Frumoasă. Și este o viață frumoasă. Doar că dacă nu ai un sponsor, nu ai o susținere, nu ai părinți care să te țină să faci sportul ăsta, eu de asta și m-am apucat mai devreme de infracționalitate, pentru că nu aveam susținere din partea părinților. Eu mai mergeam, când eram mic, de exemplu, am avut chestii, furam sau făceam alte chestii, să pot să-mi pun bani deoparte, să mă duc la concursuri, să mă duc și eu în deplasări, să am un cantonament. Făceam chestii ca eu să pot să câștig pe cealaltă parte. M-au ajutat și după care am avut declinul din cauza că, făcând infracționalități, vine reversul medaliei. George a fost reținut în octombrie 2020, după ce au fost făcute mai multe percheziții domiciliare în Alba Iulia. Polițiștii au găsit atunci pliculețe cu cannabis și importante sume de bani. Anchetatorii aveau informații că George vinde droguri în unele localuri din Alba Iulia, dar și în zona casei sale. Tânărul vindea un gram de cannabis cu 50-100 de lei gramul. DIICOT-ul a aprobat 600 de acte materiale de vânzare de cannabis și etnobotanice. Aici ce faci de dimineața până seara? M-am învățat să am un program, bineînțeles, rutina zilnică care trebuie să o faci, apelul dimineața, apelul seara. Iar dimineața ne trezim, ne spălăm, bem o cafea, mâncăm, când avem ce mânca, mai povestim, ne uităm la televizor, vine aerul, după care activități. Dacă prindem să facem mișcare la sală, dacă mergem, jucăm un tenis... Dacă nu, de obicei, tot, că suntem închiși 21 de ore pe cameră. 3 ore le avem la aer. Restul, remi, cărți, povești în cameră. Încercăm să ne facem viața cât mai ușoară. Te-a rugat vreun coleg să-l înveți să se bată? Nu să se bată, ci pur și simplu să-i învăț ceea ce știu eu. Eu mai mult autoapărare vreau să învăț, pentru că știți, la pușcărie, dacă ești agresiv, dacă faci chestii de om agresiv, ești luat în ogrăi. Și sunt mulți care au apelat la tine să înveți? Da. Păi avem sala aici de forță și avem și sac. Văzând odată cum mă mișc eu, cum fac eu antrenamentele, da, mulți vin la mine. Să-i învăț, să-i ajut, să-i învăț din experiența mea cum ar veni. Ți-ai făcut prieteni aici? Mulți zis prieteni aici. Aici ai cunoștințe și relații. Un prieten, să consideri tu prieten, trebuie să treacă prin multe cu tine. Aici sunt puțini, aici sunt mulți pe interes. Dacă stă lângă tine, orică ești cunoscut, orică ai o anumită putere, orică ai o anumită relație. Sau bani. Aici cam majoritatea stau lângă tine dacă ai chestiile astea. Sau dacă ai bani, majoritatea.
că majoritatea provin familii sărace și atunci ei, majoritatea încearcă să se lipească de cineva care este mai căutat în termenul nostru. Cum trebuie să te comporți aici ca să-ți fie, nu știu, detenția ușoară, să n-ai probleme? În primul rând, ar trebui aici să-ți faci, tot în termenii noștri o să vorbesc, să-ți faci camera. Camera ți-o faci cu băieți apropiați genului tău, adică cu minți, cât de cât căutați și chiar dacă nu sunt căutați, să fie la locul lor. Să nu ai contradicții, să nu ai certuri, să fie curați, chestii de genul ăsta. Iar atunci, automat, tu având o cameră bună, cu minte, și agenții te au în ochi buni. Că dacă nu e o cameră care toată ziua bate în ușă, urlă, face chestii, urlă pe geam, automat nu ești luat în ochi răi, ești văzut ca și un băiat liniștit, și atunci îți trece mult mai ușor din partea asta. Dar depinde de tine să-ți faci camera, cum spui tu, cu băieți liniștiți și asta? Păi, în general, cam de tine depinde. După care, cu puțin ajutor din partea agenților. Tu, ieșind afară la curtea de aer, vezi ce fel de băieți sunt, cum sunt, îți curați, îți cuminți, ce comportament au și vorbești cu ei. Hai să ne facem noi o cameră. Și atunci, 3-4 oameni, cât suntem în cameră, 5-6 de obicei, că camerele sunt mici, 4 multe, și încerci să-ți faci o cameră din cât mai puțin, cât mai bun. George a intrat în atenția polițiștilor după ce a fost găsit un tânăr inconștient într-o mașină. Autoturismul era parcat pe un trotuar, cu motorul pornit și farurile aprinse. Lângă adolescentul inconștient a fost găsit un plic cu droguri pe care îl cumpărase de la George. Care a fost cel mai greu moment de când ai fost condamnat și până acum? Cel mai greu moment al meu când a trebuit să-i spun fiului meu că sunt plecat la muncă. El nu știe că sunt închis. Când am fost arestat, fiul meu avea în jur de vreo aproape 3 ani și când după aia a început să vorbească, să înțeleagă tot mai multe, fiind tot mai deștept, a început să pună întrebări. Iar el știe că tati este la muncă. Iar mami, cum lucră, îi face anumite cadouri și zice, uite, asta trimis banii de la tati să-ți cumpere. Și asta a fost cel mai greu moment al meu. N-a venit niciodată aici la tine? Fiind la regim închis, ai vizite doar la geam. La geam nu l-am adus niciodată, deoarece nu pot, n-aș putea să stau să mă pin geam, să explică de ce nu pot să le iau în brață. Și neavând probleme aici, eu neavând rapoarte, nu fiind un băiat cu minte, cei de la educație socio-educativă au făcut un program în care îți aduce familia la club și stă 3-4 ore acolo cu tine. Dar acolo l-am adus o singură dată în 3 ani de zile, l-am adus, el credea tot așa că sunt la muncă și l-am adus și l-am ținut în brațe și ăla a fost momentul în care eu mi-am ținut pentru prima dată copilul în brațe după 3 ani. Cum ai fost tu primit aici? Ca orice deținut. Ai primit sfaturi? Au fost sfaturi bune? Ai ținut cu ei? Majoritatea cea când te iau psihologii, ei se uită. Ei deja au o anumită caracterizare a ta. Știau deja. Ei n-a trebuit să-mi zică nimic, uitându-se la mine, văzând cum arăt, cum sunt, cine sunt, cu ce fapte sunt, ce istoric am. Atunci n-au trebuit mare lucru să-mi zică. Știau ei că eu știu ce am de făcut și... mare lucru nu a avut ce să-mi zică. Doar, bineînțeles, lucrurile care le zice la oricine când intri. Să fii cu minte, să nu faci aia, să nu faci aia, că dacă nu, pățești și dregi. Ce reprezintă tatuajele? Toate sunt tatuaje coreene, din sportul pe care eu îl practic. Și fata? Fata este o geisha, geishele coreene, care reprezentau fie concubină, fie puterea, femeia, templul lor, peștele, crapul koi, care are o poveste foarte frumoasă, reprezintă omul care merge pe
pe un râu, în aval, în sus. Iar când ajunge la capăt, se transformă în dragon. Asta înseamnă parcursul lui în viață, iar la ei dragonul este ființa supremă. E ca și cum noi ajungem la bătrânețe, am trecut cu bine de toate greutățile și ne transformăm în ceva superior. Aici ți-ai făcut vreun tatuaj? Nu, n-am avut niciun tatuaj făcut în penitenciar. Câte ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Îți vei mai face? Sincer, da. Este o artă care îmi place mie foarte mult și transpusă pe piele și e o chestie care îmi place mie, mă reprezintă, îi arată ceea ce fac eu, sportul pe care îl fac eu, plus că e o artă care arată frumos pe piele. E sexy, atrage, e o chestie vizuală, nu-i... George, cunoscut în lumea drogurilor din Alba Iulia drept Dragonul, a fost filat de polițiști luni la rândul. Anchetatorii l-au urmărit pas cu pas, după ce au montat camere de luat vederi în fața imobilului în care locuia, dar și pe holul blocului. Așa au văzut cum bărbatul vindea droguri în fața casei și chiar în ușa apartamentului său. Dragonul a fost ajutat chiar de tatăl său. Cât mai ai de stat aici? Deocamdată nu știu exact. Eu totuși am fost condamnat pe niște fapte parțial neadevărate, pentru că, știți vorba aia, nu ceea ce poți dovedi, e ceea ce poți zice. E invers la noi. Da? Eu am fost condamnat pentru droguri fără probe. Nu zic că nu am făcut. Eu clar mi-am asumat de la bun început. Doar că eu pe ce m-au acuzat ei, nu am făcut. Făcusem înainte, iar acum, ulterior, când am fost condamnat pentru faptele astea, astea nu le-am făcut. Mi-ai spus că ești condamnat și pentru camătărie. Da. Acolo ce ai făcut? Am avut niște, tot așa, pe timp de pandemie, am avut niște oameni influenți care au început să meargă în declin. Au venit la mine și mi-au cerut bani. Vreau să ocupau cu spirit, cu chestii sanitare, cu măști. Și mi-au cerut bani ca să meargă să-și înceapă chestia, afacerea. Și mi-au zis, dă-mi o sumă de bani și în atâta timp îți dau atâta înapoi. Eu am fost de acord. Între timp, ei nu mi-au mai adus banii înapoi, nici măcar ce i-am dat eu, să nu mai vorbim de camătă. Și ulterior, când m-au arestat pe mine cu drogurile, i-au adus și pe ei, au întrebat că, fiind telefonul ascultat, știau că m-am înțeles cu ei la bani, la camătă. I-au chemat pe ei, ei au declarat cum că eu le-am dat bani cu camătă. Unii dintre ei au mințit zicând că mi-au dat bani înapoi. Deși nu erau probe că mi-au dat bani înapoi și inclusiv agenții care mă anchetau pe mine le-au spus lor. Noi știm că nu i-ai dat bani înapoi deoarece noi îl urmărim de atâta vreme și știm că nu. Și ei tot au zis, nu, că i-am dat bani înapoi. Și mi-au băgat cămătărie pe declarațiile acelor oameni. Mai crezi în justiție? Am văzut multe cazuri. În unele cazuri, justiția a fost corectă. În unele, nu. Dar totul pleacă, nu neapărat de la judecători. Ei dau o soluție pe ceea ce văd, pe ceea ce au în față, adică probe sau argumente. Multe pleacă de la procurori. Procurorii sunt cei care fac justiția la noi. Iar atunci nu mai am. Pentru că mulți, dacă... Nu vreau să dau alte exemple, de exemplu cazul meu. Mie când mi-au pus, așa zisele, probe în față, mi-au zis că dacă vreau să scap mai ușor sau dacă vreau să scap, să zic și eu, să dau și eu ceva. Și atunci ei o să facă în așa fel încât eu să primesc o pedeapsă mai mică sau poate chiar să scap, mi-au propus. Iar eu n-am fost de acord cu chestia asta și atunci ei mi-au spus în față, pentru că tu nu vrei să ne ajuți pe noi, noi o să te ardem. Asta a fost cuvântul domnului procuror. Ulterior, am zis să
Zic eu, atunci ce o să fac? Cum să zic de cineva ceva? Iar ulterior, să după aia să nu pot dovedi nici ceea ce, ce zic eu, că și eu poate zic de cineva și nu este adevărat. Cum mi s-a făcut mie? Cum poate fi dovedit? El a zis, noi vom verifica. Atunci nu este ceva concret. Și atunci nu mai am încredere în justiția de la noi din România. Consumatorii de droguri veneau zilnic la George pentru o doză. Tranzacțiile durau un minut, două. Dependenții ascundeau narcoticele în șosete la plecare. Dragonul a fost condamnat și pentru camătă. Anchetatorii au probat că bărbatul dădea cu împrumut sume cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei. Pentru o sumă de 2.000 de lei împrumutată, voia înapoi 2.500 pentru o lună. Dacă perioada se prelungea la două luni, cerea înapoi 3.000 de lei. Dacă ai fi fost judecător, ce pedeapsă ți-ai fi dat? Ținând cont că, v-am zis, nu mă uit în ograda nimănui, eu având 2,2 grame de cannabis și 0,5 substanță cristalină, atâta mi-au găsit mie, care nici măcar pentru consum nu putea fi considerată aia, mi-au dat o pedeapsă de 5 ani și cu 3 ani, 8 ani. Cum a fost când ai auzit sentința? Greu. Zici că mi-a căzut cerul în cap. Mă așteptam, mi-am zis să-mi dau 2-3 ani. Pe zic, pentru 2 grame zic de iarbă și 0,5 substanță cristalină, zic, să-mi dea vreo 3 ani, zic, cred că... Și aia mi se părea destul de mare, fiind o încadrare de 6 luni, 3 ani, recunoscându-ți fapta, ți se reduce încadrare cu o treime. Adică 6 luni, 3 ani, 4 luni, 2 ani. Am zis, îmi dă maximul 2. Mi-a dat 5. Cum îți vezi viața de după închisoare? O să ies, bineînțeles, o să-mi petrec un timp cu familia, iar după o să încerc să plec din țară, pentru că afară ai alte posibilități. Am o grămadă de prieteni care-s plecați, care muncesc, sunt ok. Unii dintre ei au apucat și au dus și familia dincolo. La noi în țară foarte, foarte greu. Vei reuși să stai departe de ilegalități? Toată lumea poate reuși și toată lumea face chestia asta. Trebuie doar să vrea. Ți-aduce aminte ce ai visat tu când erai copil să realizezi în viață? Ca toți copiii, visam să ajung mare. Visam să ajung un mare sportiv. Să ajung un mare antrenor. Să fac multe chestii frumoase. De mic am iubit copiii. De mic mi-au plăcut copiii. Eu am avut un frate mai mic ca mine, cu 13 ani. Și mereu am avut atracția asta. Și când am început să fac sport, de mic, domnul antrenor pe mine mă punea cu ceilalți copii, eram mereu scos în față, eram exemplu pentru ei, eram cel mai bun. Și am zis, asta era visul meu, asta vreau să fac, să ajung un mare sportiv și un mare antrenor. Dar cum sistemul de la noi nu te poate ajuta, nu-ți poate permite ca tu să te ridici mai sus decât altul, este greu. Atunci nu știu. Cum adică sistemul nu-ți permite să te ridici mai sus? În sport nu poți să excelezi sau ce? Neavând ajutor, nu. La noi, uitați, sunt mulți sportivi care au performanțe și ulterior se lasă sau nu mai pot continua, doar ce n-au suport. Foarte puțini sportivi la noi în țară, la momentul actual, care au avut rezultate, fiind mediatizați, au început să... Ministrul sporturilor a început să îi ajute, dar foarte puțin, adică unul la poate 100.000 de copii, care au avut o șansă, a profitat de ea și ulterior a fost ajutat. În rest, noi avem foarte mulți sportivi în țară, în toate ramurile sporturilor, care au niște rezultate fenomenale și nu știe nimeni de ei, deoarece nu îi susține nimeni. Dar de ce crezi că se întâmplă așa ceva? De ce ministerul, de ce antrenorii, de ce profesorii nu sunt interesați? Antrenorii ar vrea, doar că nu au nici ei ajutor, nici au susținere, pentru că ministerul, din câte am văzut, sau miniștri în general, nu pun accent pe sportul nostru, sportul românesc în general, și tot se spune furat.
Ei când pun mâna pe niște fonduri sau pe așa, ei nu investesc în copii, nu investesc în echipament, nu investesc în condiții. Și atunci copilul nu are cum să exceleze. Dacă ai fi fost judecător, ce pedeapsă ți-ai fi dat? Ținând cont că, v-am zis, nu mă uit în ograda nimănui, eu având 2,2 grame de cannabis și 0,5 substanță cristalină, atâta mi-au găsit mie, care nici măcar pentru consum nu putea fi considerat aia, mi-au dat o pedeapsă de 5 ani și cu 3 ani, 8 ani. Cum a fost când ai auzit sentința? Greu. Zici că mi-a căzut cerul în cap. Mă așteptam, mi-am zis să-mi dau 2-3 ani. Pe zic, pentru 2 grame zic, de iarbă și 0,5 substanță cristalină, zic, să-mi dea vreo 3 ani, zic, cred că... Și aia mi se părea destul de mare, fiind o încadrare de 6 luni, 3 ani, recunoscându-ți fapta, ți se reduce încadrare cu o treime. Adică 6 luni, 3 ani, 4 luni, 2 ani. Am zis, îmi dă maximul, 2. Mi-a dat 5. Cum îți vezi viața de după închisoare? O să ies, bineînțeles, o să-mi petrec un timp cu familia, iar după o să încerc să plec din țară, pentru că afară ai alte posibilități. Am o grămadă de prieteni care-s plecați, care muncesc, sunt ok. Unii dintre ei au apucat și au dus și familia dincolo. La noi în țară foarte, foarte greu. Vei reuși să stai departe de ilegalități? Toată lumea poate reuși și toată lumea face chestia asta. Trebuie doar să vrea. Ți-aduce aminte ce ai visat tu când erai copil să realizezi în viață? Ca toți copiii, visam să ajung mare. Visam să ajung un mare sportiv. Să ajung un mare antrenor. Să fac multe chestii frumoase. De mic am iubit copiii. De mic mi-au plăcut copiii. Eu am avut un frate mai mic ca mine, cu 13 ani. Și mereu am avut atracția asta. Și când am început să fac sport, de mic, domnul antrenor pe mine mă punea cu ceilalți copii, eram mereu scos în față, eram exemplu pentru ei, eram cel mai bun. Și am zis, asta era visul meu, asta vreau să fac, să ajung un mare sportiv și un mare antrenor. Dar cum sistemul de la noi nu te poate ajuta, nu-ți poate permite ca tu să te ridici mai sus decât altul, este greu. Și atunci nu știu. Cum adică sistemul nu-ți permite să te ridici mai sus? În sport nu poți să excelezi sau ce? Neavând ajutor, nu. La noi, uitați, sunt mulți sportivi care au performanțe și ulterior se lasă sau nu mai pot continua, doar ce n-au suport. Foarte puțin sportivi la noi în țară, la momentul actual, care au avut rezultate, fiind mediatizați, au început să... Ministrul sporturilor a început să îi ajute. Dar foarte puțin, adică unul la poate 100.000 de copii care au avut o șansă, a profitat de ea și ulterior a fost ajutat. În rest, noi avem foarte mulți sportivi în țară, în toate ramurile sporturilor, care au niște rezultate fenomenale și nu știe nimeni de ei, deoarece nu îi susține nimeni. Dar de ce crezi că se întâmplă așa ceva? De ce... ministerul, de ce antrenorii, de ce profesorii nu sunt interesați? Antrenorii ar vrea, doar că nu au nici ei ajutor, nici au susținere, pentru că ministerul, din câte am văzut, sau miniștri în general, nu pun accent pe sportul nostru, sportul românesc în general, și tot sunt pe furat. Ei când pun mâna pe niște fonduri sau pe așa, ei nu investesc în copii, nu investesc în echipament, nu investesc în condiții și atunci copilul nu are cum să exceleze. Cariera infracțională a lui George este una impresionantă. La doar 34 de ani, bărbatul are la activ nenumărate infracțiuni. El a fost judecat și în celebrul dosar prostituate pentru vipuri. Anchetatorii au descoperit că George organiza petreceri de câte două zile,
Anfitrioanele erau tinere minore, drogate forțat. Minorele erau racolate de la liceele din Alba Iulia. Le păcălea că le iubește, dar în realitate le lua pentru a le plasa la tot felul de prieteni, contra unor sume de bani. În urma traumelor suferite, fetele și-au abandonat școala. Bărbatul din imagine este închis de un an în penitenciarul de la Oradea. Este de fel din Brașov, este tată a 6 fete. A ajuns în închisoare în urma unei încăierări. Instanța de judecată l-a găsit vinovat pentru tentativă de omor. Cum e la închisoare? E greu. E greu, da. Trebuie să mă adaptăm, mă obișnuim. Cu ce v-ați obișnuit cel mai greu aici? Libertate. Cu cel mai greu. Lipsă de libertate. V-ați obișnuit? Am început să mă acomodez. Dar ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns aici? M-am aflat la locul nepotrivit. Adică? Acum 3 ani, în 2020, eram împreună cu niște verile mei, am mers la cineva. Într-o comună, sunt din județul Brașov. Și a fost o altercație, am intervenit și eu. I-am dat un singur pumn la unul și m-a băgat la tentativă de omor. Nu, la lovire și alte violențe. În 2020. Am fost condamnat, nu, ne-am împăcat cu partea vătămată și m-a pus pe liber. M-a lăsat liber, deci, nu, și-a retras plângerea. După 2 ani de zile, judecătorul mi-a schimbat din vederea la tentativă de omor. După ce de ce? Așa i-a venit lui, pur și simplu. Procesul era în continuare pe rol? Nu. A cerut, s-a autosolizat pentru a schimba încadrarea din nou. După ce ne-am împăcat, după ce ne-am împăcat la notar. Da, am făcut și la CEDO, acum aștept. Ne-am împăcat și a retras plângerea la plângerea prealabilă. Avea, nu știu, 20 de zile de îngrijiri medicale. Și pe certificatul medico-legal de la Mina Minovici scria că mi-a fost viața pusă în pericol. Și totuși m-a condamnat pentru tentativă de omor. Cum a fost când ați trecut de partea închisorii? A căzut cerul pe mine. Am și primul lucru a fost, m-am gândit la copii. Și o să răspund. Câți copii aveți? 6. 6 fete. 6 fete. Cât de mari sunt? De la 3 ani până la 19 ani. Și ele știu unde sunteți? Da, din păcate, da. Au venit și m-am și vizitat de 3 dintre ele. Ce au spus când au aflat unde sunteți? Au început să plângă, ce să spun. Nici nu vrea să rostească cuvântul ăsta închisoare. Tali, acolo unde ești, ești bine. Au avut probleme la școală, afară, pentru că dumneavoastră sunteți aici, la închisoare? Cred că da. Au avut, da. Pentru că mi-a povestit una dintre fete că la școală a întrebat-o la ședință cu părinții să vină și tatăl tău și unde e. I-a spus că sunt plecat în străinătate. Și alți copii știa unde sunt și a zis, nu, minți că tatăl la închisoare. Fata a început să plângă. Soția cum a reacționat? Rău, cum să vă dați seama, atâtea pe cap și eu. Ce lume ați găsit aici? Tot felul de persoane, ce cum și oameni inteligenți și puțin mai puțin inteligenți. Sociabili și nesociabili, tot felul de diferite categorii de oameni, ca afară. Dar numai că aici afară ai... Poți să fugi de ei cu care nu vrei să vorbești, dar aici ești obligat să vorbești cu unele persoane și trebuie să te acomodezi să vorbești, să te adaptezi pentru fiecare persoană, să ai câte o fată să vorbești cu ei. Cum ați fost primit aici? Ca un simplu om. Ați primit sfaturi de la ceilalți deținuți? Cum să vă comportați, ce trebuie să faceți, ce nu trebuie asta să... Nu, asta știam. Știam cum să mă comport. Și de ce sunteți închise aici și nu la Codlea, care e mai aproape de domiciliu? Codlea este de regim semideschis și am închis până în care vine, în schimbă regimul și o să fiu transferat la Codlea. Daniel s-a obișnuit foarte greu cu viața de încarcerat. A căzut cerul pe el când a auzit că trebuie să intre în închisoare. A primit o condamnare de 5 ani și 7 luni de pușcărie, un timp care i s-a părut a fi o viață de om. Cum vi se pare închisoare asta? Acceptabil. Ați fost închis doar aici sau ați mai fost prin alte închisori? Am fost transferat din Austria. Acum. Pentru că eram afară când m-a condamnat, că m-a judecat pe liber. Mi-am mânat de 4 ori pronunțare, n-am știut ce răspuns îmi dea și m-a condamnat. Cu ce vă ocupați afară? Am muncit la un laborator în Germania. Mai multe și.
Familia este aici în țară sau era cu dumneavoastră afară? La Brașov, da. Păi da, nu plecam 2-3 luni. S-a trebuit de cât. Vă vedeți rezistând aici, perioada asta de detenție? Sunt obligat să mă văd. Pentru familia, da. Pentru viitor, acum. Când vin fetele la dumneavoastră, vă întreabă cum e aici, ce le povestiți? Da, mă întreabă, ce să spun, e bine, tati, ca la grădiniță, ca la școală. Așa le spuneți că e ca la grădiniță? Păi ce să pot să le spun, să le îngrijorez cu problemele mele? V-a impresionat povestea vreunui coleg? Nu. Poate am văzut prea multe și de-aia nu m-a impresionat, sau am auzit mai multe. Dați-mi și mie o definiție a închisorii. Închisoarea e un loc în care dacă ești stabil mental, ori îți revii, ori te duci mai jos decât erai. Și dumneavoastră cum sunteți? Pe aceeași linie de plutire, încă sper să reușesc să ies așa mai mult, 2 ani și 7 luni, să nu mă schimb. Despre justiție ce părere aveți? E nedreaptă. E nedreapt. Plătești numai ceea ce, cei care nu merită. Cei care merită sunt afară de multe ori. Dacă vă aduce viața din nou aici? Trec și pe vârsta următoare, nu? Trebuie să privesc înainte. Sper să nu mă aducă. Eu o să fac tot posibil să nu mă aducă. Le veți povesti celor de afară că ați făcut închisoare? Da. Nu e o rușine? Este o rușine, da. Odată cu care sunt, mă acceptă, mă acceptă și cu rușine și fără rușine. George și Daniel, doi condamnați, două destine diferite. Daniel se află în închisoare pentru prima dată. George, zi și dragonul, este recidivist. A fost condamnat pentru fapte grele. Spune că este pentru ultima dată când vine la închisoare. Își dorește o altă viață departe de infracțiuni pentru fiul său. Își visează o altă viață. Se vrea înapoi în competițiile sportive. Care a fost cel mai greu moment de când ai fost condamnat și până acum? Cel mai greu moment al meu când a trebuit să-i spun fiului meu că sunt plecat la muncă. El nu știe că sunt închis. Când am fost arestat, fiul meu avea în jur de vreo aproape 3 ani. Și când după aia a început să vorbească, să înțeleagă tot mai multe, fiind tot mai deștept, a început să pună întrebări. Iar el știe că tati este la muncă. Iar mami, cum lucră, face anumite cadouri și zice, uite, asta trimis banii de la tati să-ți cumpere. Și asta a fost cel mai greu moment al meu. N-a venit niciodată aici la tine? Fiind la regim închis, ai vizite doar la geam. La geam nu l-am adus niciodată, deoarece nu pot, n-aș putea să stau să mă pin geam, să explică de ce nu pot să le iau în brață. Și neavând probleme aici, eu neavând rapoarte, nu fiind un băiat cu minte, cei de la educație socio-educativă au făcut un program în care îți aduce familia la club și stă 3-4 ore acolo cu tine. Iar acolo l-am adus o singură dată în 3 ani de zile, l-am adus, el credea tot așa că sunt la muncă și l-am adus și l-am ținut în brațe și ăla a fost momentul în care eu mi-am ținut pentru prima dată copilul în brațe după 3 ani. Cum ai fost tu primit aici? Ca orice deținut. Ai primit sfaturi? Au fost sfaturi bune? Ai ținut cu ei? Majoritatea aici când te iau psihologii, ei se uită. Ei deja au o anumită caracterizare a ta. Știau deja. Ei n-a trebuit să-mi zică nimic, uitându-se la mine, văzând cum arăt, cum sunt, cine sunt, cu ce fapte sunt, ce istoric am. Atunci n-au trebuit mare lucru să-mi zică. Știau ei că eu știu ce am de făcut și mare lucru nu au avut ce să-mi zică. Doar, bineînțeles, lucrurile care le zice la oricine când intri. Să fii cu minte, să nu faci aia, să nu faci aia, că dacă nu, pățești și dregi. Ce reprezintă tatuajele? Toate sunt tatuaje coreene, din sportul pe care eu îl practic. Și fata? Fata este o geisha, geishele coreene, care reprezentau fie concubină, fie puterea, femeia, templul lor. Câte ai?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Îți vei mai face? Sincer, da. Este o artă care îmi place mie foarte mult și transpusă pe piele și e o chestie care îmi place mie, mă reprezintă, îi arată ceea ce fac eu, sportul pe care îl fac eu, plus că e o artă care arată frumos pe piele. E sexy, atrage, e o chestie vizuală, nu-i